că există pentru fiecare dintre noi sau pentru majoritatea dintre noi, fiecare vede ceva, altceva în Arsenie Boca. Fiecare are în Arsenie Boca a lui, pe care ar trebui să-l descopere. Pentru că Arsenie Boca, sau mă rog, imaginea lui de după 89, e atât de multiformă, în cap în ea, încăpem toți cum ar veni. Atunci, campanie e construită în jurul ideii astea, să-l descoperi pe Arsenia Boca tău. Probabil suntem martorii a ceea ce se numește justiție divină în sensul în care a fost vreme extraordinar de bună până în momentul în care am dat rec acum. E mișto vremea și așa, așa. Vreau să intrăm un pic discuția legat de filmul ăsta care l-are ca subiect, dar nu, nu la, teoretic, subiectul de marketing e Arsenie Boca. Filmul nu e despre Arsenie Boca. A, filmul e despre viața de după a lui Arsenie Boca. Viața lui de după moarte printre noi. Da. Treboarea este văzând filmul de două ori. Cam apucat și la TIF și am primit și un screener, m-am uitat odată data seară. Trebuie să recunosc că am adormit. Când adorm pe filme e bine. Am adormit seara de pe la trei sferturi așa. care e genul programului? la filmul ăsta. Deci dacă ar fi, vorbesc serios, în continuare n-am înțeles genul programului. Pentru că pendulează foarte elegant între mockumentary, biografie subiectivă și nu-mi dau seama exact ce gen e filmul ăsta. El are o bază documentară, adică totuși e vorba de un personaj real, sunt documente pe care le cităm, sunt oameni reali care participă, nu pelerinii respectiv. Doar că forma e uneori așa hibridă cu ceva reenactment pentru și ficțiune. Și asta e și pentru că mi s-a părut că cultul lui Arsenie Boca e o operă de ficțiune până la urmă. Adică e o, un fel de ficționalizare post-mortem a unui personaj adevărat. Deci, în esență, e un documentar. Eu zic că da, dar acum nu mă... Lipsește mușchi obiectivității aici, îmi cer scuze. Eu sunt, eu port stigmatul dobitocului care e la jumate tot timpul și încerc să fie cât mai obiectiv. Și când ești la jumate, problema e că e super și pe aia din stânga și pe aia din dreapta. Da, dar ți asumi asta. Da, mi-asum, mi-asum. N-am da. absolut nicio problemă. Doar că, repet, n-am înțeles exact genul programului la filmul ăsta. Dar trebuie să avem un gen? Au fost momente în care m-a enervat teribil. Îmi um, cer scuze, sunt, sunt, sunt no, foarte no, străin. Au okay. fost okay. momente în care m-a enervat teribil, și momente în care mi-a plăcut. Au fost momente de umor involuntar la care râdeam vinovat și zic și de ce râdeam vinovat, dar râdeam, Adică nu aveam cum să nu râd. Acolo și în tot timpul ăsta, întrebarea pe care o aveam este: chiar aveam nevoie despre de un aveam nevoie de un film despre Arsenio Boca? Chiar și maniera asta documentar-mocumentării ficțională. Eu am simțit că e nevoie pentru mine să-i povestesc anumite lucruri pe care le-am simțit. E nevoie de vorbit despre personajul ăsta care e cel mai popular personaj religios din România post-89, nu? Pentru că el povestea acestui cult spune ceva despre noi în ultimii 30 ceva de ani. De ce e nevoie de cultul ăsta? Ce goluri umple el? Cum îi ajută pe oameni să se cațere un pic din, la lumină? La nivel colectiv este Arsenia Boca un mecanism de coping? Da, clar că este, da. E un mecanism de, exact cum zic, de a te cățăra un pic din afară din mizeria Asta lipsită de speranță, dar nu zic că. Adică nu. Eu nu sunt omul care să spun că ăsta e un mecanism de care m-aș folosi eu. Asta trebuie să fie clar și cred că e clar și în film. Dar în același timp nu pot să nu mă uit la lumea în care trăim și să încerc să înțeleg cei cu nevoia asta și cu oamenii care o wow, au. Da, asta voiam să zic, că de fapt e, e um, o analiză sau un, un studiu, o căutare a de unde vine nevoia de Arsenie Boca. Fără a o chestiona, nu, nu spune nimeni nici că e bună, nici că e rea. Uh... Se chestionează însă în film. Per se, punctual, se chestionează nevoia. Adică asta voiam da, să băi, spun. Abordarea că este asta subiectivă. E... Ah. Clar, dar da, asta zic că, punctual, mi-e foarte greu să-l văd ca un documentar. Da, dar ideea asta că documentarul e obiectiv, nu cred că e foarte realistă. Nu e în contextul în care am văzut o, ușoră, o ușoară formă de delir, inclusiv din partea a venit cu nuclear mi acum la TIF. Oliver Stone sau ce? din partea lui Oliver Stone, adică mare cineast pe care l-am văzut așa într-o mimea asta foarte plictisită și am văzut documentarul ăsta nuclear mii, care de pe la, nu neapărat jumate, cât de pe la sfert în bine, m-a făcut și el un ban, a avut o comandă, ok. Bun, da, faptul că îți asumi subiectivitatea și limitele tale așa de om, ca autor de documentar, mi se pare că e absolut ok, ar fi mai... Mincinos să spui că ești obiectiv după mine, că da, ești da. undeva deasupra. asta mi se pare important să explicăm da. chestia asta. Deasupra nu tuturor argumentelor și așa și privești de obiectiv. Adevărul. De adevărul și privești obiectiv. Eu cred că ce e important pentru mine e ca ce a fost important e ca în film să existe transparent. Poziția mea, cine sunt, de unde vin și ce vreau. Uh, și cum mă uit la problemele astea, ați fi transparent și pentru pelerinii cu care am lucrat, dar și pentru spectator și restul judecă fiecare cu capul lui. Acum, onestitatea prezenței pelerinilor e posibil să fie un punct de discuție aici, în sensul în care se zice foarte clar încă de la începutul filmului că pelerinii care sunt în film au ajuns acolo în urma unui casting. Adică dacă Oamenii săraci n-ar fi luat banii respectiv s-ar mai fi măscărit prin reenactment-urile astea, adică onestitatea uh, poate fi pusă sub semnul întrebării, și prin prisma faptului că au fost plătiți, asta unul la mână, și doi, ar mai fi făcut, dacă ar fi fost strict legat de convingerile lor religioase, ar mai fi livrat la fel în fața camerei? Asta e întrebarea. Dar sunt două lucruri diferite aici. Participarea lor la partea asta, zicem, ficțională de reenactment, de ce tablouri vivante, să zicem, e ceva cu care ei sunt obișnuiți din a face figurație o, și așa mă. mai departe. Deci e o relație, zicem, contractuală. Ne-am jucat împreună contractual. Ce vorbesc ei însă în restul filmului, adică toate discuțiile, toate dialogurile astea unul la unul pe care le avem în fața perdelei bisericești. Alea nu sunt uh, chestii care intră sub incidența a contractului financiar. Atunci când s-au contractat uh, pelerinii respectivi pentru film, dumneavoastră ce ați vrut să obțineți? Partea lor de reenactment care era sub contract sau partea lor de delir mistic? Ca aici mă interesează. Vreau să văd. Uh, sunt foarte curios pentru că ăsta, ăsta e un film care te confuzează, mai ales dacă îl vezi prima dată păi și te enervează dacă ești care... o, o, o persoană religioasă. Dacă, eu, paradoxal, sunt dar nu, și nu, nu m-am enervat, dar nu sunt zona aia habunică, am zis tot timpul. Și în ultima vreme, nu știu dacă ați observat la nivel social, a devenit tabu să discuți despre convingerile religioase, indiferent din care parte te adresezi discuției din partea omului care are convingere religioasă sau din partea omului care nu are convingere religioasă. Deja nu mai e, și oricum nu mai e cool să crezi în nimic acum, în 2020, să ai convingeri, nu mai e. Da? Nu, nu e cool, dar e foarte răspândit. E foarte răspândit și, și, e... și foarte sănătos pentru propria persoană, contează și cum o faci. Da, dar ce cred că nu e sănătos e oportunismul ăsta de fațadă în care vorbim despre convingeri care ar trebui să fie intime și pe baza cărora nu toată lumea trebuie să dea din cap și politicienii se afișează cu moaște și cu iconițe pe baza acestui oportunism. Deci e foarte cool de fapt să ai Stați un pic că trebuie religioase. făcută menționa că deși sunt creștin ortodox practicant, mă dezgustă profund Mare parte a purtării Bisericii Ortodoxe. Credința e una, religia e alta, instituționalizarea religiei cu totul altceva. Sunt trei componente care ar trebui să conlucreze, dar nu o fac. Asta e altă discuție. Nici deci nu știu dacă ar trebui să conlucreze. Eu cred că politica și instituțiile ar trebui să stea departe de religie. Și religia asta devine. de Biserica o singură... Ortodoxă Română ca instituție. Când mă referam la instituționalizare, doar acolo mă referam, nu la instituțiile guvernamentale. Ai o discuție la care nu mă pricep absolut deloc. Dar da. întrebarea de bază este: cât de departe este produsul final, adică filmul, față de demersul inițial, demersul intrinsec? A ieșit cum vi l-ați închipuit de dinainte să vă apucați de el? Nu, pentru că partea interesantă la documentar e că procesul în sine. Face filmul și evoluează, adică am lucrat din august 2018 la chestia asta până de curând, sunt aproape 5 ani. Și inițial am plecat cu ideea asta că voi face un film observațional în pelerinaje uh, despre cultul lui Arsenie Boca. Și am făcut asta o vreme, adică a durat 3 ani în care am tot umblat în pelerinaje organizate de alții, care durau 2-3 zile în diverse locuri și uh, mi-am dat seama că zgâriu doar suprafața un pic, așa. Că n-apucam nici să mă cunosc prea bine cu oamenii, aia în două, trei zile, de fiecare dată erau alții uh, și că nu se vedea și din cauza procesului de filmare, că eram cu o cameră ca o savonieră și se hâțâna în microbuz și, în fine, deci nu nu scoteam la suprafață mare lucru, decât Vedeam suprafața lucrurilor. Și atunci am ajuns la ideea asta de a organiza un pelerinaj noi, de a alege oamenii, de a face aceste tablouri împreună, tablouri vii. Deci a fost un proces nu seamănă prea tare cu ce am gândit inițial, dar cred că orice film care, cum să zic, încearcă să acumuleze ceva din realitate, e un proces viu, așa, până la urmă. Te adaptezi la ce de natura. Foarte curioasă. Da, spune, spune. V Voiam să mă întorc un pic la, la ceva ce spuneai mai devreme, apropo de uh, evitarea cu orice preț a dialogului și dintr-o parte și din alta. Ori filmul ăsta exact asta și-a propus, să demonstreze că dialogul de fapt e posibil. Nu că schimbă, nu că. nu altceva. Și cred că asta a reușit și asta a fost un de mers, a fost un gând de la început de, de încercare de a vorbi despre uh, cu două părți care teoretic nu se întâlnesc și cred că asta e ceva ce ne lipsește foarte tare și că aici avem mult de lucru ca societate să reușim să ascultăm să-l ascultăm pe celălalt, să ne facem ascultați, fără patimă, fără înverșunare. Doar să să, să, să auzim și să chestionăm și să, să ne gândim un pic de ce e așa, de, să, să încercăm să, înțe să ascultăm și să înțelegem. Cred că ăsta e unul din demersurile filmului care a reușit, după părerea mea, și, uh, uh, și care e foarte important. Pe de cealaltă parte există și această componentă de comedie involuntară. La care repet, este, este un rumor de situație care mi-închipiu că n-a fost premeditat sub nicio formă, care e dat de însăși personajele respective, adică, și mă refer strict la pelerini. Dacă ceva care mă sperie pe mine legat de convingerile religioase, este fanatismul cu care se apără niște idei, nu neapărat de natură argumentativă, cât mai mult de feeling personal, așa, presupun că v-ați lovit de zidul ăsta, așa, al convingerilor absolute. Da, da, credința e o stâncă, adică nu poți să... Mulțumesc Dumnezeu, da. Nu poți să nu în felul ăsta. pătrunzi acolo. Eu cred că dincolo de asta, de bariera asta, să zicem, umorul e o chestie foarte sănătoasă. E o chestie care ne ajută să conviețuim și să ne luăm un pic ceva mai puțin în serios, chiar și pe lucruri de tipul ăsta, foarte serioase. Și de asta am încercat să existe umor în filmul ăsta. Să nu fie un film încruntat despre niște teme, mă rog, grele. Când v-ați lovit dumneavoastră, haideți să o luăm de la început, când v-ați lovit de fenomenul Arsenie Boca, adică când v-a atras atenția? Păi, ca noi toți știam, nu după anii 2011-2012, că există aceste uriașe pelerinaje la Prislop, că oamenii merg pe jos, pac, nu e la șosea și așa mai departe. Deci cam așa, după 2011-2013, când a fost climaxul, cred, cam atunci a fost vârful. Și după aia am auzit de povestea oamenilor care au înregistrat marca. Arsenie Boca, asta a mai fost un click în plus, i-am și cunoscut. Ei, de ce nu apar în. Păi, pentru că n-au vrut, da. S-a dorit să apară oameni care încercat, dețin marca Arsenie Boca. Da, eu am încercat cu mai multă lume în perioada asta de documentare, de până în 2018-2019. Am vizitat tot felul de oameni care erau legați de figura lui Arsenie. Adică. De inițial, intra și dorința de a arăta exploatarea asta mercantilă a unor convingeri religioase, că asta mi se pare. Sincer, mie asta mi se pare cea mai mare mizerie. Da, dar nu e nici prima, nici ultima. Adică, dacă te uiți la Lourdes, în Franța, loc de pelerinaj, e un business enorm. Nu? Vaticanul și e un business foarte și bun. Vaticanul. Adică, nu. da. Puterea vine și prin bani, nu? puterea, și puterea bisericii și puterea nu, socială. Bine, da. ca să lămurim cu purtarea bisericii ortodoxe de la noi, că, apropo, ați avut vreun recul, s-a simțit vreun recul, au fost impedimente, au fost... Afară... Credeți că o să fie acum, intră pe 1 septembrie, da? Bun, în cinema ori. Credeți că o să fie un recul al borului legat de filmul ăsta? Un recul, adică o reacție publică. O reacție publică, da. Eu sper să reușim să invităm câțiva oameni din biserică să vadă filmul întâi. Și după aia îți vorbim. Că recul și reacție fără văzut nu e bine, cred. Na. Pur și simplu. Așa am avut, mă rog, reacția cea mai puternică și care e despre care se vorbește în film este că ni s-a interzis filmul la Drăgănescu în biserică, în biserica pictată de Arsenie. Dar dincolo de asta n-am avut așa ciocniri. Am făcut și un interviu cu Mitropolitul Streza acum câțiva ani. Ne-au permis să filmăm la sâmbătă, pe pajiște. La Prizlov n-am putut intra în mănăstire. Au fost niște limite așa, dar care erau previzibile, cred. Și cumva de la un punct în... Da, erau de înțeles. Adică, aș putea... Nu știu de înțeles, dar previzibile, da. Pentru, păra, pentru păstrarea aurei mistice a anumitor personaje... Da, la toată, adică, eu de câte am fost la Prislop, toată lumea are un telefon în mână și filmează orice. N ați fost ca Enoriaș. Am fost ca pelerin civil, ca să zic așa. Da, da, da. da. Problema e că ați fost prea în civil. Ați fost, ați fost ca pelerin, nu ca zelot. Da. E foarte important cum să zic, candoarea și larghețea cu care sunt primiți zeloții e cu totul alta. Am observat și eu chestia asta. Da, da, acolo e jandarmeria care face triajul. Nu știu dacă jandarmeria știe cine e zelot și cine e civil, cetățean. Jandarmeria are tot felul de ocupații alternative care nu au legătură neapărat asta cu fișa urât, de post, lucru da. pe care l-am văzut și în ultima vreme. Foarte da, de curând. Foarte de curând, Asta adică... este foarte urât. Da, știu. Periculos. Și periculos și colaborarea asta, adică e evidentă, a jandarmeriei în mânăstiri și cu cuțele și cu tot mersul lucrurilor acolo, îmi pare că e ceva cu garduri, cu, mă rog. Cum lucrează instituțiile statului pentru păi, asta e un semn neeleva. foarte prost. Și ajungem iară la colaborarea instituțiilor acestea și a politicii cu religia și cu biserica. Așa. În continuare sunt înmărmurit de faptul că biserica are un cuvânt de spus când vine vorba despre chestiuni care țin strict de dinamică socială sau nu. Adică nu știu dacă ați observat de câte ori apar niște clashuri de astea. Mă mir că nu au avut o opoziție legată. Ba da, au avut. Și de muzica trap acum, dacă trebuie să vedem. Domnul, ce zice Boru despre trap? Da. Este foarte stupid, vă dau un exemplu, e foarte stupid. În, pe, cred că la Fox News a fost asta undeva prin Statele Unite în 2001-2002, când a fost atentatul de la turn turnurile gemene și a fost sunat ca să-și dea cu părerea, reporujarul. Vorbesc okay. foarte serios. Tocmai a fost un atentat terorist asupra Pentagonului și turnurilor gemene din New York. La telefonul avem pe jarul care o să ne spună ce părere are despre asta când au fost discuțiile despre familia tradițională, că există în documentar, nu? La un moment dat... La început, da. Da, 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 da O parte de, cum să zic eu, activitate programatică bisericească înspre cum ar trebui în să se poziționeze legat de o chestiune care are mai mult sau mai puțin legătură cu religie. Deci eu cred că biserica ar putea având această nu, solidă, rețea națională peste tot și un cuvânt de zis în toate chestiunile astea sociale ar putea să aibă, cum să zic, un rol absolut salvator pe niște teme. Dar eu n-am auzit niciodată să se spună în biserici cu ordin de la patriarhie, păi nu vă mai bateți nevestele. Nu vă mai înjosiți femeile nu mai furați nu mai furați de la stat nu mai furați de la ălălalt nu am auzit lucrurile astea elementare care țin de 10 porunci plus mă rog învățăturile să zic. nu e ca și cum n-ar fi specificat în decalogul ăla pe care îl torul da. în schimb se vorbește dinspre biserică da, pe teme mai ales de cultură și cultură socială de tipul ăsta, expresie, nu, muzic, muzică, literatură, film, whatever. Și, uh, și despre cum ar trebui să ne exercităm mușchiul toleranței, că asta e... Despre asta, dar în uh, partea aia altă, nu? Apărarea acestor chestii, dacă în fiecare bisericuță din țara asta s-ar repeta în fiecare duminică, păi nu e în regulă să furați, nu e în regulă să vă băgați în față, nu e regulă să profitați de naivitatea aluilalt și să nu speculați asta cu cazuri punctuale, că la știri avem fiecare zi. În apărarea bisericii, trebuie să recunosc, luând parte și la niște slujbe de-astea din mediul rural, se spune și asta. Se spune și asta. Deși la inițiativa, nu neapărat la inițiativa... Uh, autorităților locale, că la inițiativa preoților din parcuri. Da, se dai, spun exact lucrurile astea. Asta e vorba. Se spun lucrurile astea, adică comportamentul social elementar la care este cumva descris foarte simplu și de celebrul decalog, așa, bine cunoscutul decalog, se spune și lucrul ăsta. Pe de altă parte, e normal se viralizeze atunci când discursul preotului alunecă nispre, înspre niște teme de-astea tabu. Dar se spune mediul rural în anumite zone din România și credeți-mă, m-am plimbat foarte mult. Mie mi se pare că asta e o țară în care există mai multe universuri paralele care uh, conviețuiesc în același spațiu. Dacă vrei să ai un reality check, du-te la slujba de duminică, mediul rural, prin țară. Și acolo o să înțelegi exact cam cum funcționează lucrurile sau ce sensibilități de-astea au românii. Dar vorbesc sensibilități de masă. Nu anumite sensibilități pe care le simțim noi în mediul urban, în anumite bule de astea intelectuale și hiperintelectuale, care oricum sunt băcale de dispariție, ca să fie. Sau, mă rog, nu, nu mai există. E, e bine că s-a descentralizat într-un fel chestiunea asta de dinamică socială, dar, revenind, dacă te duci acolo, acest comportament elementar în continuare este transmis către enoriași. Dar la nivel punctual. La nivel punctual. La, la nivel punctual. Ce spune Alecu este la nivel de acțiune centralizată, politică, bisericească care nu merge în direcția asta. Sigur că sunt, sunt preoți super dăruiți și dedicați, sunt oameni care au salvat zeci de copii care i-au dus la facultate, care s-au ocupat de educația lor, care i-au scos din, din nenorociri, care au salvat femei care erau în relații abuzive, dar asta nu e norma, sunt excepțiile, din păcate. Din păcate, la nivel punctual, este și o chestiune de eficiența comunicării unor idei, chiar și de natură religioasă, pentru că comportamentul moral absolut care este, cum să zic, transpus și în decalogul ăla, este o formă abstractizată, care nu știu cât funcționează, adică își înțelege și publicul țintă popa la un moment dat și trebuie să lucreze cu cazuri punctuale. Trebuie să le arate un exemplu concret enoriașilor de caz punctual, cred că e și chestiune de eficiență a transmiterii unei idei. Nu poți să vorbești maselor în termeni abstracti legat de comportamentul moral. Dar revenim la filmul ăsta. Am, revenit am, am... la filmul ăsta și la personajul ăsta, una din, din calitățile extraordinare ale lui Arsenie Boca e că știa să vorbească pe limba oamenilor. Era un orator de săvârșit, adică asta... Credeți-mă că am studiat personajul foarte mult. Pe mine, în principiu, m-a interesat relația lui cu teozofia, că a fost. A fost, a avut o relație care, din punctul meu de vedere, ducem... un pic mai departe, dar teozofia a fost un precursor al social-naționalismului care a dus la nazism după Dar asta, astea sunt niște păreri ultrapersonale, dar tocmai de-aia mi-am făcut podcast. Revenind. <laughs> Revenind, eu am stat și am studiat foarte mult relația lui cu autoritățile în perioada aia și este văzut ca un personaj subversiv. Nu știu dacă. Cât de mult research s-a făcut asupra personajului și activității și vieții lui, lui, lui Arsenie Boca? Cât s-a putut, de mult, da. Adică am văzut dosarele de la CNSAS, care includ și dosarele pre-comuniste astea de anii 40 ale siguranței și după aia am stat de vorbă cu oameni care s-au ocupat, istorici și cercetători care s-au ocupat de uh, povestea lui Arsenie Boca cât de mult am putut, da Ai putea a apărut vreodată suspiciunea legată de Arsenie Boca el fiind având reputație de personaj subversiv cel puțin în comunism, că ar fi conlucrat cu poliția politică sau cu securitate? Nu, nu pare că a colaborat cu securitatea în vreun fel, nu. Deloc. Deși Și... sunt unele note ale securității uh, legate de el care sunt destul de elogioase, așa. Pentru că omul era un tip foarte abil. Și el știa ce să le spună ca să scape mai ușor, ca să lase în pace, ca să audă securiștii ce trebuie să audă. Nu? Sunt o grămadă de, de ale unor tip care lucrau pe lângă Arsenie Boca, care raportează ce spunea el și e clar că anumite lucruri le spunea ca să audă cine trebuie. Adevărul că era destul de abil. Păi și atunci ce gol a umplut personajul ăsta Arsenie Boca? în sufletul românilor? Trebuia pusă întrebarea asta așa. Păi golul lăsat de această tranziție complet abulică și nedreaptă și brutală și în, care, în care sigur că am ieșit, suntem în altă fază acum, dar a lăsat niște urme sociale zdravene, adică e cartul dintre bogați și săraci mult mai mare decât era a, cu 30 de ani, nu, lumea e mult mai neîncredătoare în justiție, ju mă rog, n a fost niciodată, dar adică și toate instituțiile astea care trebuie să, pe care trebuie să te sprijin un pic, educație, justiție, stat în general, sunt, cred că încrederea e la nivelul minim, nu? A existat, pe un bună moment, dreptate, da. a existat un moment punctual în care v-ați decis la nivel personal, gata, o să fac un film despre asta. Da, cam așa, în vara lui 2018, în toamna lui 2018. Da. Și decizia a fost ca o reacție la ce? A fost ca o reacție sau a fost pur și simplu un demers sincer și boi, cred că ar trebui să fac un film despre asta? Credeam că ar trebui să fac un film despre influența bisericii în viața noastră a tuturor uh, și credeam că ar trebui să fac un film despre, să zicem, revirimentul ăsta al gândirii religioase, al sentimentelor religioase, care e foarte evident în România în ultimii 30 de ani. Este și frica mea cea mai mare, este că comportamentul, adică tipul ăsta de raportare la gândirea religioasă acum este exact cum ziceam ca un mecanism de coping, ca ceva care caută să contrabalanceze altceva. Motiv pentru care mă și îngrijorează onestitatea din spatele revirimentului ăsta. Adică Păi, oamenii sunt onești că au această nevoie. Problema e cu manipularea acestei nevoi de către alții, da. Nu cu enoria și am probleme săraci. Da, nici eu. Sunt oameni, da, doamne ferește, da. adică sunt oameni cu sufletul curat, care de la un punct încolo cred că este. Nu poți să te super pe un om, repet, că găsește tot felul de refugii de astea, de natură morală, sentimentală, naiba n-ai știe. Da, da, am rămas cu o curiozitate. Nu, ne inversăm un pic acum, dacă e da, 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 spuneți vă Ai zis că te a enervat te enerva filmul foarte tare în anumite momente și în alte momente. Da, m a enervat. Și, și acum, probabil, mă întrebați momentele în care da. m a enervat. Când am simțit că există o, o parte exploatativă a relației. Ca să vorbim în termeni cinematografici, au fost momente în care optica asupra enoriașilor, pelerinilor care au fost contractați, era contraplonjat un pic. Oare, da. Da, da, da. Și am simțit chestia asta și trebuie să recunosc m-a deranjat. Adică natura exploatativă un picuță a relației pe care ați avut-o dumneavoastră ca realizator de film cu oamenii de acolo. Și vreau să văd dacă așa e sau dacă asta a fost intenția sau cel puțin din punctul meu de vedere uh, și încerc să mă raportez cât pot de, de sincer. Așa? Am, am, simțit, am simțit lucrul ăsta la un moment dat și e posibil că asta să fie o discuție legată de filmul deci, ăsta. Eu am încercat, în primul rând, să, ca oamenii să știe cum spun cine sunt eu și ce cred clar, să mă implic în aceeași măsură în film, că de-aia apar în film și sunt să zicem, ghidul acestor pelerinaje la vedere în egală măsură cu uh, ei și de deci ce am încercat cumva să fim tot timpul pe același nivel. Faptul că din când în când unii zic lucruri mai trăznite și râdem cu ei, uh, e mai degrabă o, cum să zic, o pornire de tot așa de onestitate și de na, conviețuire A, lejeră să zicem în sensul bun al cuvântului ne? au mai fost niște, niște inserții din partea oamenilor din echipa noastră din câte am înțeles în momentele alea de delir mistic credeți-mă am fost martorul momentelor de delir mistic și sunt asta în fiecare weekend în care mă duc eu pe acasă pe la mine și văd adică să ne ferească Dumnezeu de alcoolism cronic și religie prost înțeleasă în același loc da, din nou, asta e o chestiune personală. Uh, au fost niște inserții în discuții ale oamenilor care erau din cru respectiv, care, pe fondul delirului la mistic al pelerinilor, mi s-au părut un pic mai deplasate decât delirul mistic în sine. Dar, din nou, asta e o chestie de film păi personal. Și asta e bine, nu? Asta înseamnă că fiecare dintre noi, cei care apărăm în filmul ăsta... Suntem tratați cu bune și rele. Cei. Nu, exploatativ nu cred că am fost. Suntem. Sunteți conștienți cu ei. că e posibil să apară și discuția asta. Probabil da. a și apărut deja. Da, da, da. Au mai fost întrebări de tip. Adică, asta, dacă da. e să descoasem, hai să descoasem până la capăt că ăsta e un subiect sensibil. Băi, pentru români e un subiect sensibil. Da, da. Da, eu cred că ceea ce se vede foarte clar în film e că oamenii au participat de bună voie și cu inima deschisă la operația asta. Și că când am simțit că delirul poate să pară complet absurd, le-am și spus și sunt și în film momente de tipul ăsta, că le-am zis, vezi că oamenii o să creadă că ai luat-o pe arătură. Adică le-am și dat reacția viitoare a publicului, știi? Pe, și în continuare pelerina respectivă și asumă partea ei de, na, de misticism. Și asta mi se pare că e ok, adică dacă oamenii și asumă, știi, și riscul de a fi văzuți ca niște așa, subiecte delirante, care e problema? Nu deranjează pe nimeni. Asta, de Dacă nu-i deranjează păi, n-ar trebui să ne deranjeze nici pe noi, exact, că de fapt da. despre asta e vorba. Cam asta e și asta mi se pare că e, e foarte onest faptul că lucrurile au fost adresate și au fost adresate în fața camerei uh, și nu, nu poți să feicuiești așa ceva. Adică, totuși, relația dintr-un film de tipul ăsta, dintr-un demers până la urmă documentar, e atât de intimă încât n-ai cum să o păcălești. Se vede dacă e, dacă e, făcută. Nu trebuie să fii mare specialist, se simte de fapt. Atunci mi se pare că, mi se pare că lucrurile sunt, sunt limpe, sunt oneste, Oamenii au văzut filmul, pelerinii uh, sunt ok cu el, au vrut să-l vadă a doua oară, au, uh, au vrut să meargă mai departe cu el. Uh, nu... Pelerinajul continuă. Trebuie să continue Aoleu, împreună, să cu, un filmul. împreună <laughs> cu filmul. Împreună cu filmul, ăsta e pelerinajul <laughs> filmului împreună cu noi. Um... Altă discuție legată de, ca să zic așa, natura exploatativă de care spuneam, ar putea să fie și asta, că problema nu e cu Arsenie Boca că a ajuns așa un personaj mistic. Problema nu e cu Arsenie Boca că este în discuție pentru canonizare. Problema este cu capitalizarea de pe urma imaginii lui Arsenie Boca capitalizare pe care însuși Dumnealui a inițiat-o, din câte am înțeles. Adică era un maestru al comunicării eficiente, atât ideilor către Enoriașul cu gândire simplă și liniară, cât și în relația Dumnealui cu autoritățile și cu, politica, cu poliția locală, poliția politică locală, ca să zic așa, cât și cu faptul că el știu cum se marketeze destul de mult. Adică celebra poza lui Arsenie Boca este făcută chiar de dumnealui și multiplicată în perioada comunismului, adică lucra perioada bine la piatră. În In perioada, perioada războiului, războiului, înainte de comuniști. Da. Pe de altă parte, inclusiv afișul filmului ăsta, este o referință foarte clară la Arsenie Boca și atunci... mă gândesc la, la, cum, 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 -a, cum ați gândit marketingul pentru filmul ăsta și o să mergem și înspre discuția aia care mă interesează și interese, interesează, pe toată lumea. Nu să face bani din film în România chiar și din documentar, că trebuie să ajungem. Și aici e o discuție care vă privește mai mult pe dumneavoastră. Dar tot așa, natură exploatativă, dacă cumva dumneavoastră condamnați faptul că există oameni care capitalizează de pe urma lui Arsenie Boca, însuși filmul ăsta nu face același lucru? Da, eu sunt mai degrabă negativ apropo de capitalizarea lui ideologică și politică. Capitalizarea lui ca marcă, sigur că e de multe ori penibilă și da da, astea sunt regulile societății în care trăim. Până la urmă, când a fost discuția asta cu marca Arsenie Boca, înregistrată de niște cetățeni din Oradea, discuția a fost de ce să capitalizeze ei. Nu că e greșit să capitalizăm. Așa, Biserica încearcă să capitalizeze numai ea. Asta e tot. Dar vrea să capitalizeze și o face. Deci nu eu. Credeți că ăsta care... e motivul pentru care Arsenie Boca n-a fost canonizat de mai mult vreme? Nu, cred că sunt alte motive și asta e altă discuție. Cred că pute... ține de... Da. Care e o discuție complicată, dar cred că ține de faptul că Arsenie Boca e un personaj așa modern, de fapt, care a știut să se adapteze vremurilor, s-a uitat și la teozofie și s-a uitat și spre Orient. S-a uitat și spre felul în care funcționează construcția unei imagini proprii, nu? Era un tip care nu cădea în canoanele astea unui sfânt cu barba albă care trăiește într-o peșteră. Plăcând peste da. faptul că este foarte jungiană abordarea lui de control a maselor, ca să. ca să. Da. Zici și pe acolo. că asta nu convine, și de aia durează canonizarea. prea, prea mult pentru popor, nu? Uh, dar revenind, sigur că filmul se sprijină pe figura lui Arsenie Boca și pe ce înseamnă și afișul se sprijină pe figura lui. Și afișul care e făcut de Sado, un artist foarte, foarte tare, e cumva gândit în ideea asta unui Arsenie Boca popular, vibrant, care iese din tiparele icoanei, e mai aproape de, să zicem, nu știu, săpânța și misticismul ăsta popular, nu? Care e cu elemente păgâne, cu soarele, cu luna, cu banii, cu trăznetele, cu autocarele, cu toate... Mașinile securității care se strică. Elementele astea, da, din viața mai recentă. Și filmul e gândit pe linia asta, a unui Arsenie Boca popular. Ok, atunci nu pot să nu pun într-o oară când ați făcut research care e cea mai fantasmagorică poveste peste care ați dat când a venit vorba de Arsenie Boca. Bineînțeles, mă refer la partea aia de făcători de minuni, că acolo e, acolo e, partea delirantă, de fapt. Păi sunt o grămadă de... Bun, înțeleg, să zicem, relatările care sunt cumva venite din timpul vieții lui, indicări și inclusiv despre teleportare, se vorbește destul de vreme. Faptul că s-a teleportat de la canal la în a mamei. Fost... Uh, dar sunt o grămadă de chestii care sunt inventate post-mortem. De exemplu, întâlnirea cu Ceaușescu și faptul că el a prezis moartea ceaușeștilor, execuția, în acea întâlnire i-a fi la comitetul central lui Ceaușescu că o să moară. Contextul în care Arsenie Boca când a murit? Pe 4 decembrie în 89, adică cu... Pe 21 30. noiembrie, da, a fost înmormântat pe 4. Așa, da. Dar nu că ar fi fost invitat probabil în 89 când el era la pat paralizat de un an jumate sau... Și a prezis și venirea lui Iohannis și mai nou a prezis și războiul din Ucraina. Și a prezis și că România va fi bombardată. Deci continuă procesul ăsta de mistificare și ceea ce mi se pare că e dezgustător este că media asta românească, media, preia chestia asta pe nemestecate și capitalizează pentru clicuri toate aceste povești. Asta povesteam și aseară că am o alertă Google cu numele lui Arsenie Boca și în fiecare zi primesc cel puțin trei notificări că în publicații de-astea naționale, nu așa obscure sau nu știu ce, se revehiculează, dar aceleași lucruri. Adică la, cred că la trei luni le republică, fără nicio... mai schimbă o poză, mai schimbă o frază, dar e același text. E și o chestie de comoditate, mai umpli un pic paginile, dar e și o chestie de clickbait, absolut nerușinată. Care a fost momentul în care a căpătat carne în personajul ăsta, în conștiința colectivă? Pentru că a căpătat carne. Păi, a devenit am, foarte coagulat așa... Am uh, investigat un pic și după aia să răntăntor și tu la povestea cu... Da, Dacă-ți da, fac banii okay. din filmul... Românesc. Trebuie, domnule, să vorbim de bani în film, neapărat. Ca da. plătitor de bilet și susținător activ al cinemaului românesc. Nu, nu, și Arsenie vorbea despre bani și el. Așa că vorbim și des da, despre asta. Da, bineînțeles. Dar uh, hai să vedem de... Da, m-am uitat și eu un pic când și cum... a. Uh... E rupt așa figura lui Arsenie în peisajul românesc. Pentru că sigur că în regiunea lui Făgăraș, Hațeg, oamenii știau, oamenii, na, bătrânii îl cunoscuseră, încă în anii 90 mai erau supraviețuitori care îl întâlniseră, țărani din satele alea care veneau la slujbele lui, deci era un soi de mic nucleu așa zonal, direct, dar n-ajunsese la scara asta în niciun caz. Și în anii 90, cum știm, erau alte figuri religioase mult mai, care erau în, în viață, papacioc, cleopa, alții. Arsenie însă a înfrânt pe ăsta și a înfrânt cu concursul câtorva orvara factor. Adică la un moment dat am găsit primele articole despre Arsenie Boca și am și stat de vorbă cu jurnalistul respectiv. Apar în 99, 1999, într-o revistă la București, nu dau nume, și... Păi nu, Mergem cu nume acum, adică... Da, nume. formula asta. Și uh, s-a scris aproape la 5, 6, 7 numele, mai publicat un articol. Uh, și după 2003 4 când a murit uh, Maica Zanfira, partenera, sau mă rog, cum să zicem, colega de viață a lui Arsenie Boca din ultimii 40 de ani sau lucrurile s-au crescut, au crescut pentru că cred că ea punea și un soi de obabilă. Preliște, așa. Deci, fenomenul ăsta e izvorât din presă, din presa națională care a preluat chestia asta, mărturiile locale ale oamenilor și asta a fost hotărător. După aia, Facebook Facebook și social media apare cam când începe să crească Arsenie Boca. Și pentru el, pentru cultul lui, social media e, a fost clar esențial. Mă rog, asta a fost vehiculul și e și azi. Știi? O să fie sau nu canonizat? Arțenie. Stric chestie de da. feeling personal. Acum, de fapt, nici nu mai contează. Pentru că din momentul în care au declarat că vor să-l canonizeze și că s-a depus dosarul și că sinodul judecă acest dosar, cred că pentru oameni lucrurile s-au schimbat. Arsenie Boca a devenit un personaj oficializat, așa, adică adoptat de instituție și asta cumva îi știrbește din magnet. Așa funcționează lucrurile. Da, e posibil să-i facă să-i aducă un prejudiciu de imagine asocierea directă cu Biserica Ortodoxă din de De o parte, asta... bisericii aduce deja un Beneficiu pentru că nu-i așa. Au ascultat de popor și de cultul lui și de popularitatea lui. O să o facă, nu o să o facă, ezită. Acum e în 2025 prevăzută canonizarea. Da, e clar e că sunt niște probleme acolo. Da. Dar revenind acum la cinema românesc, adică și la uh, momentul în care v-ați decis să faceți filmul ăsta presupun că s-a pus și întrebarea, domnule, cum îl, cum îl marketăm? Ce facem cu el? Pentru că acum am intrat, mulțumesc lui Dumnezeu, într-o nouă era a cinemaului românesc în care filmul comercial poate să fie comercial. Și mi se pare că e foarte sănătoasă etapa asta care pentru mine e o etapă tranzitorie. Nu știu dacă întreb, dacă... ba da, am discuția cu un om care poate să dea răspuns. Se poate face bani din film în România sau nu? Se pot face bani din film în România și uh, har cerului, ca să rămânem într-un uh, anumit limbaj, uh, au dovedit-o colegii uh, care au făcut marile succese de casă din uh, ultimii ani și mai ales din ultimul an. Adică pentru mine, uh, team building este un exemplu de manual de știut cum să folosești, ce să folosești, încotro să te duci ca să faci profit și am toată admirația Pământului. Eu nu știu să fac tipul ăsta de cinema, nu mă pricep la asta și nu e ceva ce mă interesează. La care a fost prima reacție a dumneavoastră? Pentru că a fost, trebuie să recunoaștem, a fost un recul destul de puternic legat de tipul ăsta de film ultra comercial, mai ales din partea oamenilor care sunt implicați în cinema românesc. Adică am auzit niște discuții de astea. Vă dau un exemplu. Când a avut succes foarte mare Five Gang la poveste de Crăciun, care nici pentru mine nu e neapărat film. Am încercat să mă uit de trei ori la el. I-am zis și lui Shelley. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. În esență nu poți să te superi pe niște copii că au făcut un lucru care le-a plăcut foarte mult doar pentru că au putut să-l facă. Și în termenii legalității și în cel mai capitalist spirit posibil, gândind foarte pragmatic totul. Ei venind din cultura internetului. Pe de altă parte, stau să mă întreb dacă ăla chiar e film sau nu. Adică am niște dileme de-astea, de natură personală. Care a fost reacția dumneavoastră, prima dată, când ați văzut? Uh... Deci n-am putut să văd Five Gang, n-am putut să văd Miami Beach și am văzut 5 minute și am am ieșit nu, n-am putut să duc că nu e pentru mine dar pot să înțeleg că e pentru cineva și că există un public pentru asta mi și mi-a plăcut Miami Beach mie, mie... O să zic și da. de ce mi-a plăcut uh, Contează mai puțin La team building însă pe care l-am și văzut la cinema, am vrut să merg să-l să văd și să-l văd în sală cu oameni. M-a interesat tot constructul de marketing, felul în care a fost poziționat, gândit și acolo mi s-a părut că e. cum spun, de manual. E mai legitim team building ca film decât Miami Beach cu tot... Uh... Ce înseamnă legitim? Asta, asta e discuția de fapt. E legitim orice. <coughs> e legitim. Oamenii au dreptul și datoria să încerce și să... Și, în, mai departe și-au luat riscul, și-au luat și riscul să-și rupă gâtul. Uh, iar pentru asta sunt banii lor de acasă, nu... Și au reușit. Nu, am toată admirația. Mai departe, încă o dată, eu cred că cele N forme de cinema, cine au strict entertainment, cinema au angajat, cine au ca artă documentarul, documentarul clasic, documentarul care e mai mult decât o relatare Voit, sau asumat părtinitoare. Da, okay. nu știu cum să spun cu adevărul din astea stricte, care personal cred că nu există. Orice film, până la urmă, e o perspectivă. Și e o perspectivă a cuiva, și nu e nimic scris în piatră. Uh -huh. da. Te rog Da, acum trebuie să ne uităm un pic și Apropo de business și marketing Cinema și business La care e situația Cum zic, de fapt în teritoriu, nu? Noi venim după căderea aia teribilă din anii 2000 Când se închiseseră mai toate sălile Foste, mă rog, comuniste să zicem Nu erau încă moluri și au existat ani în care chiar n-aveai unde să vezi un film în majoritatea orașelor din România. Și atunci a publicul sigur că a plecat sau unii nici n-au intrat într-o sală vreodată în viața lor, nu generațiile care au crescut atunci. După aia au apărut multiplexurile și acum, timid, în câteva orașe, reapar cinemauri, mă rog, centrale, de-astea cu programare mai artistică, mai puțin comercială. Ori baza materială e asta, pe baza asta materială lucrăm, pe baza asta de public lucrăm, de oameni care n-au intrat generații întregi într-o sală. Nu știu ce înseamnă asta să stai în întuneric împreună cu alți 100-200 de oameni, să râzi în același timp, să plângi în același timp, să te concentrezi numai pe chestia asta în Există întuneric. Asta mi se pare, sunt niște oameni privați de bucuria unei experiențe colective. Asta Că e, fapt, dar trebuie, trebuie să-i poți să-i aduci măcar o dată în Să trăiască experiența asta. Și până la urmă, faptul că filmele astea comerciale au un asemenea succes, aduc oameni în sala de cinema. Și mai aduc ceva, niște bani care se varsă în fondurile publice, și e bine că e așa, pentru că până la urmă, așa cum corporațiile trebuie să verse taxe către stat, și statul să facă serviciu public, mă rog, cum o face altă discuție. Și demorează și un obicei de consum cultural, adică să mărte da, da. Dumnezeu. Exact. da de, de lucru tehnicienilor, sunt perioada asta în care cinematografia română a dus-o foarte prost, a îndepărtat și o de profesioniști. Oamenii s-au apucat de broderie de și ceva. de electrică, Ogoși. da. Știi? deci trebuie să. E un soi de număr, măcar minim, de specialiști, de profesioniști care știu să facă meseria asta. Și ăștia au dispărut. Dacă nu-i de lucru, ce să facă? Se apucă de altceva. Nu și încă o dată, lucrurile trebuie să existe în, în complexitatea lor. E nevoie de toate lucrurile astea. Adică, nimeni nu chestionează că există uh, uh, muzică clasică și festivalul Enescu și un anume public pentru asta mai mic, mai mare, din ce în ce mai mare și în zona aia și așa și în același timp super concerte de manele sau concerte de muzică electronică sau de trap sau de ce vrei, care au iarăși publicul lor. Asta nu exclude că există concertele de jazz în cluburi mici cu un public foarte al lor, festivalurile de jazz care iarăși au un public foarte aparte și așa mai departe. Adică nimeni nu exclude lucrurile în chestia asta, e bine, nu, în cinema sau în teatru. În teatru la fel. Există un teatru foarte popular, așa numitele șușe de consum și așa mai departe. Există teatru ca instituție solidă pe care o îmbrățișăm, pentru care dăm mult mai mulți bani decât pentru cinematografie. Nu zic că ar trebui să nu se dea la teatru și să se dea la cinematografie. Zic că ar trebui să se dea și la cinematografie cât la teatru. Uh, și nimeni nu chestionează subvențiile în teatru, toată lumea chestionează subvențiile pentru cinema. Și... Adică, comparativ, nu știu, un teatru național dintr-un oraș mare are buget anual cât toată cinematografia română. Dar... Nu, și conformul ultimelor reglementări de săptămâna Acuma, trecută. Da? Da. Asta da, altă da, altă ba discuție. da, ba da, ba da, ba da, că nu teatrele naționale sunt afectate, nu instituțiile publice. Teatrul național nu, am înțeles, la nivel local, nu? Da. la nivel local Unde și e mai instituțiile important? mici. Și, True. din păcate, aici iarăși e, e, o, e o gândire absolut destructivă față de inițiativele care sunt în spații mai mici, în comunități mai mici, unde e foarte mare nevoie, pentru că nu, nu e vorba numai de teatre, în uh, ordonanța asta aberantă de comasare și de, de reducere a instituțiilor, e vorba de alte instituții uh, esențiale și care intră sub incidența acestei ordonanțe în comunitățile mai mici, cum spuneam, și anume bibliotecile și muzeele, care sunt focare de cultură. sunt Plus sunt, că centre. se vor face niște economii extraordinare pe seamă. Adică pe bugetele minuscule deloc, ale da. acestor instituții da, nu ce se logică. înțelege. Dar cu filmul mai e ceva. E Așa cum poți să judeci o carte dacă ai mai citit măcar 10, poți să judeci un film dacă ai mai văzut minim 10 diverse, nu? Ori problema e cu cultura asta de film în România care a murit, nu era ea prea puternică nici înainte, cultura de literatură și de teatru era, nu asta, spre de la școală, era puternică și e în continuare, dar cultura de film e foarte subțirică la noi, ori n-ai cum Iar să... Iar școală e absentă complet. da. Na. N-ai cum să creezi un public capabil să vadă, să priceapă, să discute, să uh, discute film dacă n-ai această bază. Și cum se face ea? Până în școală s-ar putea face foarte bine. De ce nu se poate preda cinema și film? și Măcar artă vizuală, nu neapărat cinema sau film. Că... Da, e o parte importantă. Pentru comunicarea vizuală, cumva îți deschide gustul și ora de desen care era. Sigur că da. În clasele da 1 nu poți să rămâi uh, într-o epocă a imaginilor în mișcare pentru niște generații care din asta se își construiesc cultura populară din imaginile în mișcare, în orice fel de format de tip, de așa este. Incredibil că noi continuăm să facem ore de artă plastică care sunt limitate la uh, imaginea fixă și nu la, nu nu, nu merg mână. mai departe realizată cu mână. E e incredibil pentru că toate lucrurile folosirea universului uh, tinerilor în care ei se simt confortabil le creează și apetența pentru școală pentru că vine către ei nu creează o barieră. Da. Deci ne lipsește cultura vizuală, ca să o luăm. Da, o, da, Deși suntem complet băiați cu fundații în ea, nu? Că deschizi telefonul și asta faci, te uiți pe videouri. Toată lumea produce, toată lumea vizionează. Dar în același timp, cred că pentru că există un soi de analfabetism audiovizual la noi, Oamenii sunt foarte puțin pregătiți să înțeleagă, știi, cum sunt construite imaginile, să se apere un pic și de manipulare și de marketing ne uh, nesănătos. Și de tot spun fi din ăsta și de tot borhotul ăsta vizual care vine, care e mai mult din zona de content. E o diferență, adică când vorbim despre cultură vizuală, acum mai partea aia de content în care, da, în care e îmbuibată toată lumea acum, și vorbim și de partea asta de comunicare vizuală, care e cu totul altceva. Contentul vizual are foarte puțin legătură cu ideea de comunicare vizuală și e foarte greu. Există sensul propriu al unei imagini și mai există și sensul aparent al unei imagini. Cum spuneam, și am mai, e o idee pe care am mai rotit-o la podcastul ăsta. E o diferență între cu ce este un film și despre ce este un film. Și mie mi-e foarte greu să explic unor copii de 20 de ani despre ce este un film în contextul în care zice Păi da, dai cu roboți. Da, mă, dai vorba despre nemurirea sufletului firar al dracului să fie de film. Păi ce să boară sufletul dacă e cu roboți? Și despre asta, de asta, de asta zic că e foarte important și trebuie trasă linia asta între contentul vizual și comunicarea vizuală. E un, un... Da, da, asta se face tot prin educație. Despre asta vorbim. Și nu consum. există plante care să crească fără să existe semințele care sunt plantate sau care se așează în pământ. E, e atât de simplu. Vreau să ne întoarcem un pic la partea asta pragmatică, de fapt, a făcut Am înțeles, facem artă, dar amorul artei, ok. S-a terminat filmul ăsta cu Arsenia Boca. S-a discutat despre cum ar trebui să fie poziționat din punct de vedere al marketingului. Adică, care a fost discuția? Da. Băi, cum facem? Am făcut această tâmpenie monumentală, cu ghilimele de rigoare, tâmpenie. Adică, repet, eu aș recomanda filmul ăsta de văzut pentru că e o oglindă socială foarte, foarte bună și din mai multe puncte de vedere. Cum ați gândit poziționarea marketingului? Asta lega și de întrebarea să fac bani din film. Am gândit-o lucrând cu Glitch Shop, care e o agenție de comunicare, și ideea a fost că ar trebui să mergem pe linia asta, că există, pentru fiecare dintre noi, sau pentru majoritatea dintre noi, fiecare vede ceva, altceva în Arsenie Boca. Fiecare are un Arsenie Boca a lui, pe care ar trebui să-l descopere. Pentru că Arsenie Boca, sau mă rog, imaginea lui de după 89, e atât de multiformă, în cap în ea, încăpem toți cum ar veni. că campania e construită în jurul ideii astea, să-l descoperi pe Arsenie Boca al tău. Ăsta e titlul, Babuiaș, să-l notezi că trebuie să-l fiecare trebuie să-l descopere. Nu știu, o să pun și eu arsenie boca în titlu, normal. Adică da. vreau să se uită lumea cât mai mult, adică mă interesează cifre. Da, da iar bani. apropo de asta, cu banii și... Aș fi ipocrită să spun că nu vreau să fac bani. Nu e, nu e vorba despre asta. E vorba de ce se poate și care e nivelul în România astăzi de. Um, um, interes față de un film până la urmă documentar chiar dacă are și a fost un pariu mare pentru noi și am, am investit destul de mult și în campania în campania de promovare și în constructul ăsta de, de marketing uh, pentru filmul ăsta tocmai în ideea că Om reușit, om reușit, dar avem totuși un cârlig pe care nu îl avem de obicei în tipul de cinema pe care, pe care îl fac eu. Uh, și anume numele lui Arsenie Boca. Sigur că au fost oameni care s-au speriat de asta, care vor să se țină departe, care nu vor să fie în nicio tabără, uh, să nu fie acuzați nici că sunt religioși, nici că sunt uh, împotriva sau distrug sau atacă uh, și așa mai departe. E foarte interesant că... Fiecare și-a găsit locul în raport cu uh, subiectul uh, și teama a fost destul de, de mare. De, de a nu fi asociat cu anume tabără și așa mai departe. Suntem curioși ce se va întâmpla. Interesul meu primar uh, uh, e ca filmul să ajungă la cât mai multă lume și ca oamenii să vină să vadă. Uh, sloganul meu pentru filmul ăsta este vino să vezi și dacă crezi și dacă nu crezi. Uh, pentru că asta mi se pare important, dialogul și și mers mai departe și, și să ajungă la un public cât mai larg. În ce măsură da. se monetizează asta și dacă va genera profit, personal nu cred că vom reuși asta, dar facem toate eforturile pe care le, vom, le, le putem și ne duce mintea și buzunarul să le facem ca el să se răspândească cât mai mult, ca să ajungă la, la cât mai multă lume. Faptul că a devenit așa mistificarea personajului Arsenie Boca vi se pare că e un pericol? Și asta e o întrebare mai mult de natură personală. E un pericol dacă nu e discutată, da. Mistificarea asta. E un pericol dacă e luată așa pe nemestecate, o înghițim și... Și nu v-ați gândit că indirect filmul ăsta ar putea să contribuie la mistificare? Că e posibil, e și pericolul asta. Există, dar ce face omul, spectatorul cu filmul, e... ne scapă complet. Și filmul e cumva gândit să fie un vehicul pe care spectatorul să-l preia, să mai gândească la el, să creadă ce vrea el, să se chestioneze un pic, să discute cu alții. Filmul de-aia e gândit un pic deschis ca să existe posibilitatea asta de interpretare personală și de dialog și de... Deci nu să le dăm oamenilor mură în gură ce să creadă ei. O să spargem jazz acum, că exact cum spuneam, urăs discuțiile despre filme care sunt mai lungi decât filmul în sine. Și zic asta în contextul în care sufer de această legere. Păi vorbim ceva. Legendară, da. Uh, ultima întrebare am picuța apăsată, trebuie să mă gândesc cum să pun întrebarea asta, așa că ca să nu gândesc o să pun direct. Este un personaj, exact cum spuneam, iconic și la propriu și la figurat Arsenie Boca, care a căpătat carne în conștiința colectivă, în sufletul creștinului ortodox din România. Asta ca și convingere religioasă. Aveți convingere religioase? Am, uh... Cât de mult a stat și s-a studiat trecând peste partea de biografia lui Arsenie Boca, partea dogmatică, doctrina sau dogma religiei creștine ortodoxe, pentru că mi se pare că este extrem de important ca să înțelegeți dinamica uh, dinamica popularizării personajului Arsenie Boca. Adică de ce a căpătat atât de multă tracțiune personajul ăsta? Și mi se pare că e foarte important să, să se înțeleagă dogma, doctrina creștin ortodoxă Da, uite, eu m-am gândit mult dacă sunt uh, omul potrivit să fac filmul ăsta. Uh, necredincios, evreu român, în afara acestei bule, dar cetățean român. Da. Foarte important. Foarte important, da. Uh, și complet legat de cultura asta, adică de limba asta. De... Trebuie să mă justific, da. Uh, uh, cred că tocmai poziția asta a mea, cumva exterioară subiectului, uh, era importantă și pentru mine a fost important și ca persoană să fac lucrul ăsta, să știu dacă într-o țară majoritar creștin-ortodoxă pot fi considerat român. Nu e totdeauna clar. Pentru mine e evident că da. Dar nu-i totdeauna. Da, mă deranjează și pe mine faptul că românul adevărat trebuie să fie neapărat și creștin. Și ortodox, când creștin. Da, și ortodox, creștin. da. În contextul în care tatălui lui Arsenie Boca, ca să o spunem, era romano-catolic, dar nu contează. Da. Deci a fost important și pentru mine personal, așa că existența să fac gestul ăsta, și cred că sunt legitim să-l fac în măsura în care îmi asum această poziție. Și cred că filmul destul de clar în direcția asta. Acum sunt un om care a citit Biblia, am citit tot felul de chestii despre istoria Bisericii Ortodoxe Române. Uh, dogmă, da, nu sunt un specialist în dogmatica ortodoxă, dar am citit cât am putut și din Arsenia Boca, am anumite lucruri sunt într-o limbă de, pe care nu o pricep, dar sunt limitele mele, deci uh, mi-am făcut temele, da? Da, asta cred că e o întrebare care pe care o pun majorității, știi? Dacă Aia trebuie trebui să, adică... să chiar trebuie să fim creștini ortodoxi ca să fim considerați români sau nu. Asta, de fapt, e subtextul? Nu, Întrebarea e subtext. din, ah, da, okay. una din preocupări. Da. Și cred că... Conviețuirea asta e super importantă, adică și găsirea unei alte identități care e dincolo de religie. Acceptarea asta. Filmul a mai fost la TIF. Da. Cum a fost primit acolo? Adică vreau să văd cea mai bună și cea mai proastă reacție legată de film, vreau să le discutăm. Adică, S-a spus ceva despre filmul ăsta în urma vizionării de la TIF care va deranja personal? Ați luat-o personal? Nu. No. Discuția de la TIF a fost mai puțin uh, contradictorie decât aia de la Ceau Cinema de la Timișoara. Uh, la TIF s-a evocat un pic ideea asta că s-ar putea să fie exploatativ, că dacă oamenii au știut să nu, în ce se bagă pelerinii și așa mai departe. Cred că de la mine am și pornit acolo, trebuie să recunosc. Da? Da, da? da, e posibil să a, posibil. fi băgat fitilul. Că l-am băgat și am plecat, adică n-am stat la discuții. Aha. Am fost și nemernic. M-am okay. dus, dus la mâncat înghețată recunosc. Adică. Da. Uh, dar asta, în fine, cred că am lămurit-o. Oamenii au știut și înainte de filmare, și în timpul filmării, exact ce facem. și uh, La Timișoara a fost mai, un pic mai contradictorie, dar știi cum e. Sunt oameni din sala de cinema, la festivaluri, sunt amabili, tot și politicoși cu regizorul. Da, da, da. Uh, Dar -a, da, a fost un pic de tensiune Mai ales pe baza asta zicem, uh, Noi în ce să credem Documentele astea Vin de la securitate De fapt sunt toate niște manipulări Nu e adevărat că Arsenie ar fi zis Sau ar fi făcut uh, Nu e legitim Să folosim documentele securității Ca bază Asa. documentară mă rog, Replica mea e că putem să le folosim, altele n avem și, dar sigur trebuie să judecăm un pic în ce scop sunt făcute, unde pare că sunt În haosul dezinformării care era în comunism, documentele de la securitate sunt printre cele mai legitime surse de informație. Pentru că, unul, erau niște documente interne ale unor oameni care, ca să poată să țină populația sub control, trebuia să știe care ora exactă în fiecare moment. Și mai e o obiecție care a apărut la Timișoara și a apărut și aici, în proiecția de la Anonimu, anume referitor la casting. Și că grupul ăsta de pelerini e special adunat ca un soi de grup de. din zborul. Așa. Cuci. Și că, în fine, sunt toți niște lunatici și așa mai departe. Ori eu mă întreb, nu știu, doamna care a fost contabilă la o întreprindere care a fost privatizată și vorbește despre asta, ce e nebunesc în figura ei? Sau tânăra care e studentă la științe politice și vorbește despre Arsenie Boca. Asta și e o reacție felul în care. Asta am zis că e foarte periculos să ai reacții din partea unor anumite bule. Asta e o reacție din. Partea unor oameni care sunt deconectați total, exact cum spuneam, de restul țării. Din punct de vedere al sanității, ca să zic așa, sunt printre cele mai normale personaje pe care le-am văzut eu care au delir mistic. Așa că, asta e către oamenii care au adus asta în discuție. Veniți cu mine un weekend și vă plimb eu pe undeva pe lângă Buzău Brăila Galați, zona aia, să vedeți acolo deliri mistic. Credeți-mă că sunt printre cei mai normali și articulați oameni pe care am văzut având deliri mistic. Da, da, sunt două lucruri separate. În plus, cred că și, e și un fel de elitism mascat așa. Adică ne e rușine cu concetățenii ăștia ai noștri care Asta merg pe la pe pelerinaje, sunt cam mistici, vorbesc prostii. De ce n-ați ales un teolog știi, un teolog de la oraș care să vorbească frumos despre Arsenie Boca și să nu ia razna cu delirul lui. Știi? De fapt, cred că subtextul ăsta e un subtext de clasă, până la urmă, știi, de... Pentru că teologul care vorbește frumos despre Arsenie Boca n-a contribuit în mod direct și nici indirect în mistificarea personajului Arsenie Boca. Ori problema personajului Arsenie Boca la nivel de percepție nu este el în sine ca personaj, cât toate cohortele de adulatori care cumva îl legitimizează mai departe fiecare în mediul lui. Și de fapt, de asta zic, deși este cu Arsenie Boca, nu este despre Arsenie Boca. Asta, aici trebuie să recunosc, asta mi-a plăcut, la mine a fost bilă albă. Întrebare de asta de oracol, de mai țineți minte pe vremuri revista Bravo Girl, era extraordinar, care la mijloc avea întrebări de astea despre cumva legate de educație sexuală. Și acum știu, dar eram deja mari când a apărut ea. Da, eu, eu, am prins bravo, Girl, mie îmi plăcea. La un moment dat m-a ajutat bunul Dumnezeu și am și scris în bravo, Girl. Dar asta e altă discuție. De ce ar trebui să venim la filmul ăsta? Dacă din, din partea acum marketăm filmul, ca să zic așa cum, pentru că e povestea construcției celui mai popular personaj religios din România ultimilor 30 de ani. Doamnă, de ce ar trebui să venim la filmul ăsta? Ca să îl descoperi pe Arsenie din tine. Arsenie al tău. Arsenie al tău. Nu neapărat Arsenie din tine, cât pe Arsenie al tău. Fața... Pentru... Pentru mine, Arsenie uh, și mitul lui, în consecință, e un personaj fascinant. Cu toate, cu multitudinea asta de fațete și cu felul în care s-a construit mitul ăsta. Și cred că și pentru asta e, e de văzut filmul ăsta și de înțeles uh, unde ești. Apropo și de dacă ce... crezi și dacă nu crezi. Apropo de ce a spus dumneavoastră mai devreme, ca să înțelegi un film, trebuie să mai fi văzut alte 10 filme. Dacă ar fi să alegeți trei filme acum care se apropie de, de ăsta, de filmul cu Arsenie Boca, eu, repet, film, eu, eu mi-am -mi plac filmele religioase, alu scorsese foarte mult. Uh, M-am uitat la documentar religios și despre tot felul de religii de astea alternative. Dar dacă ar fi să recomandați alte trei filme care merg în linie cu filmul ăsta, care ar fi alea? La ce filme vă gândiți? care fi cele mai apropiate filme de, de filmul ăsta cu Arsenie? Cred că mai degrabă eu m-am uitat la alte lucruri la când mă gândeam la film, decât la filme. La ce v-ați uitat? Că sunt foarte la, curios, la pictură naivă și religioasă sau... Uh, filme da sunt o grămadă de filme care îmi plac și din care m-am hrănit, dar nu sunt genul de cinefil care am așa un soi de topuri. Deci mie... Da, nu, da. primul lucru care vine în minte, acum că tot au rostogolit ideea asta de cultură vizuală, hai Dumnezeu, punctual, exact cum spuneam, nu putem să vorbim despre noțiuni de astea atât de ample, într-un abstract absolut, ca și preotul respectiv, da, preotul respectiv dă exemple punctuale de comportament moral. Să facem și noi, vorbim despre altă și cultură vizuală. Hai, să facă recomandări, clar că asta e, suntem pe internet, asta e cultura internetului. Comunicare non-abstractă. Păi, tot din zona documentarului, trebuie să zic, nu? Da. Da, până la urmă. Adică, pornind de la Errol, Errol, Errol Mori și filmele lui, care sunt așa niște combinații contrafactuale, nu? De la Thin Blue Line până la. standard operating procedure. Din cinemaul mai recent, nu știu, eu totuși trăiesc în sosul ăsta cinematografic românesc, adică mi pare că în filmele Jude e ceva din care m-am hrănit, știi, adică și din barbari și mă rog, filmul ăsta era deja în facere când a apărut uh, porno-balamuc, dar... Uh, da. Și uh, există componenta asta, documentară puternică în nou val românesc, cum mi se zice, știi, adică filme de ficțiune... Pe Realism, realism dar și, na, colcăiala asta strict sineverite documentară din ele, știi, și în filmele Puiu inițiale. Și... Filme despre credință, aici trebuie să, da. Vedeți cât de greu săpăm. să discutăm despre credință, da, da, spus, da, inclusiv legat de o chestie care ne interesează și ne place foarte mult. Mm. Că, da. da. Dacă ar fi să recomandați care să fie aproape, două, trei, nu știu. Hai să hai de să începem cu unul. Care să fie aproape de filmul ăsta cu Arsenia Nu știu. Chiar, chiar nu știu. Chiar, chiar nu... Uh, da. Care să fie aproape și s-a spus asta deja uh, în, într-un fel, ca manieră, da, uh, este documentarul lui uh, Seb Mihailescu, Pentru mine tu ești Ceaușescu. Uh, ca manieră de, A, de e discuție. tot un film cu casting, cu neprofesioniști care discută despre un personaj istoric, citesc documente. E interesant și, și asta că, ne ne știi, cam în aceeași perioadă apar filme cu unelte similare. După aia, restul nu mai seamănă nici subiectul, nici rezultatul, dar înseamnă că e ceva în aer, apropo de tipul ăsta de a investiga realitatea știi? Legat de cultul mistificării, acum chiar o să întreb, nu pot să nu mi-aduc aminte de This, This is Final Tap, dacă țineți minte. E un mockumentary muzical despre o trupă care nu există, dar a devenit iconică în urma uh -huh. unei campanii de-astea concertate de mistificare a unui lucru care nu există. Și mă tot gândeam, mă uitam la ăsta, Nu are nicio legătură Arsenie Boca cu o trupă fictivă de glam rock americană, dar întreg procesul ăsta al mistificării la și al aruncării percepției colective într-o direcție total greșită este atât de similar că n-am putut să nu mă gândesc la asta. Mersi mult! Și noi, mulțumim foarte și noi! bolzi mișcarea asta să-l să apuci pe Arsenie Boca de esență. E, e greu. Uh, recomand filmul ăsta de pe 1 septembrie În cinemor Mersi mult că v-ați făcut timp Noi mulțumim, mulțumim, mulțumim foarte mulțumim mult. mult A fost plăcut Doamne ajut.